zic că să-ți fac o poză. Da, și, și după o să zic, hai să alergăm. Hai să alergăm. Doi, drăguți. Da, în fine. Să nu ne audă. Să nu ne audă. Eu nu vreau să vorbesc rău de nimeni, da. Dar vrei, spune. Da. Spune. Nu, nu să vorbesc rău, să-mi dau cu părerea, da? Mă abțin momentan. Îmi pun, un, la fel ca Robert, un pahar de suc și, suc și poate... Să zic că... Bianca, plec! Bianca, nu mă schide ușa! Stai, stai! Irina spune de fiecare dată că, vezi, doamne, ea e prietena mea, dar tot timpul când are ceva de bârfit se duce cu ele două, știi? Și să mă mai vorbească și despre mine de multe ori. Da, dar ea probabil consideră acum că s-au răcit lucrurile între voi. Tot timpul când suntem, în, adică când este presiune în casă, ne simțim. Și eu mă așa, nu știu ce cu George și mă enervează că nu știu ce cu el. Și de ce nu vrei să înțelegi despre ce? Atitudinea pe care el o are... Eu vreau, întotdeauna când mai am puțin și, cum să zic eu, mai am puțin și mă conving că se poate să fie așa cum îmi doresc, atunci o gafează. Întotdeauna asta se întâmplă, întotdeauna. Când mai am puțin și zic că, măi, hai totuși că noi mai merităm, mai merităm o șansă, exact atunci face ceva aiurea, pe bune. Cum a fost faza cu... nu știu, cu Bianca cumpletitul, când lucrurile erau bune, exact atunci lui trebuie să se împletească, să o facă, să nu știu ce. Faza aia ce s-a întâmplat în gală când avea, când am crezut că lucrurile vor fi, când lucrurile se îndreaptă spre bine, dintr-o dată a fost faza aia cu voi. Eu nu o să mă răzbun. Văd că persoanele de aici sunt răzbunătoare. Nu-i nimica. O să-i judece lumea sau Dumnezeu, dar karma există și vor păți ce au dat o să primească. Eu sper să primesc același lucru ce am dat și na, să adeverez multe chestii. Că am avut clinciuri cu persoane aici și într-un final n-am fost ranchinos sau n-am ținut ură sau să mă răzbun. N-are rost. Bine, niciodată n-am făcut asta și îmi dau seama că acum am fost oarecum presionat să o fac și tot n-am făcut-o. Și sunt mândru de mine pe partea asta. Ce nu sunt mândru de mine? Că am decăzut un pic de două ori în această casă. Te referi când ai avut... Odată cu Ionuș, odată cu Radu, dar știu de ce am decăzut. Momentul ăla de slăbiciune de ai plâns aici în grădină atunci. Nu, am dat... Da, pentru că știu de ce am decăzut. Nu vreau... Știu de ce am decăzut. Era foarte greu să nu decad, oricine decădea, așa a fost să fie. Și chiar dacă o să mai fie așa, nu o să decad. Eu l-am probat zilele trecute pe acesta și mi-a plăcut foarte mult cel cu lemon lime. Mi-a plăcut foarte mult. Și lime, da. Da, lemon și lime. Verde. Și cred că și eu vreau la fel, da? Poftim. Asta pentru tine? Fetelor, da. Vreți și voi? Cu piersic, da. Cu piersic, cu aia, cu ceai și piersic. Și mai ce? Irina ce vrea? Irina ce? Piersică. Piersică, nu? Da. De ce nu-mi răspunde mie? Dar răspunzi. Da, n-am... Da. Ai scuze. Nu, ia, nu, piersică. Nu, piersică? Da. Dar eu consider că nu e ok, că și mama mi-a zis. Dacă stai cu fata aia sau stai cu altă sau eu nu fac ce zice mama pentru că ea știe exact, că eu și sunt. Și m-am gândit foarte mult. Am zis că poate am pus presiune pe tine din cauza că eu simt prea mult și te înțeleg, poate dacă tu nu simți auzi, tu Mihaela, să mă vezi aici, în viitorul tău, nu poți să te forțezi. Aici nu este vorba de simțit, că dacă tu simți și eu îți dau câteva reci ca lumea și să nu vreau să da, nu știu cum să zic, să nu dau vina pe tine. Dacă te fac să te simți jalnic, cu tot ce simți tu, parcă te doare mai rău. Dacă n-ai fi simțit pentru mine, nu te durea. Dar zic eu că te doare și te doare rău de tot. Și poți să o iei cum vrei tu. Tu știi ce s-a întâmplat în spatele camerelor, cât de natural am fost și cât de ok. Ai spus-o și aici și mie, indiferent dacă o spui sau nu o spui. Ceea ce vreau să zic că, na, știu că ai greșit, știu că îți pare rău, dar sunt lucruri care, nu știu... Oare totul se întâmplă cu un scop? De asta ai și greșit, de asta ai și intervenit lumea între noi? Oare cum să ne dovedească că nu suntem chiar pe aceeași lungime de undă? În mare parte. Dar într-o mică parte, da. Ca om ești extraordinar.
ca persoană ești o persoană super bună. Eu dacă ai fi în cercul meu de prieteni, cu siguranță ai fi o persoană apropiată. Cred că, uite, din supărarea pe care i-am avut atunci cu Laurențiu, atunci când i-am considerat că mi-a vorbit urât pe conexiune și eu m-am aprins dintr-o dată, cred că acum simt același lucru cu Irina. Și înainte de a spune ceva, cred că am nevoie de timp să mă gândesc, să văd ce am făcut eu greșit. Așa cum se poate simți ea. Și după să am o discuție cu ea, acum nu m-aș simți în stare să vorbesc despre lucrurile astea. Și pentru că nu înțeleg. Și vreau să-mi organizez eu ideile mele în cap. Pentru că nu mi se pare. Nu înțeleg, sincer. Adică... Și acum de ce? Nu vreau să fiu rea, am zis, nu mai vorbesc. Spune. Nu înțeleg de ce. Bine că e sensibilă, dar nu înțeleg de ce a plâns acum. Tot timpul când trebuie să vorbească ceva, plânge. Și eu plâng de multe ori, ce e drept. Poate că nu reușește să se exprime sau nu se simte înțeleasă. Și din cauza asta plânge. Dar totuși nu a lăsat un subiect nedezvoltat. Sau e o metodă de a se sustrage de la discuție. Nu știu. Când nu are argumente solide... Dar stai un pic, că mi-e sete. Vrei să bei un ceai? Da. Vitamine? De la... cu piersici. Vrei de ăsta așa cu lămâie? Vreau și eu. Adu-mă cu piersică de sus. De ăsta cu piersică, că da? Că numai de la beau. Deci te rog mult de tot, îți recomand, e cel mai bun ceai pe băieți, care poți să-l bei. Ăsta? Băieți! Deci, nu poți să nu bei de ăsta, e o aromă nouă. George! Și eu n-am înțeles în ultima perioadă, știi, cu privire la multe chestii. Eu n-am avut, la început, nu aveam îndoiele. Am zis că, băi, e normal să-i placă de cineva, îți place de cineva, faci pași către persoana respectivă, știi despre cine e vorba. După a zis că nu-i mai place, s-a îndreptat către Alexandru, după a plecat el, a plâns o grămadă. A zis a doua zi că nu plânge pentru el, plânge că ai dezamăgit-o tu, dar acum a zis că a plâns pentru el. Știi? Și la fel cum mi-am spus și atunci, când eram aici pe canapea, eu nu mai înțeleg o chestie. Plângi după unul, te ceri la unul, dar te iei din mână cu altul. Too much. Am o idee ceva de genul, ok, eu mai modelați voi. Să ne alegem un băiat, okay, în mintea noastră, dar fără bilețele, fără astea. Da. Dar sper să fie diferit, adică, sau nu contează, în fine. Da, noi ne simt toți pe celăși, clar. Dar nu băieți pe care evident că o să-i alegem, fără asta. Fără băieți evidenți. Adică ceva care nu ne așteptăm ca tu să alegi. No. Ok, ok. Așa? Și să spui câteva lucruri despre el. Aha, noi să ne dăm seama că ce băiat e, dar tu nu ne spui până nu se sfârșește jocul. Bă, ce mișto! Da, hai să-l facem toate. Da, mă, ce m-ai întrebat tu? De ce cred eu că ar face Bianca asta? Care ar fi scopul? O influențează să fie rău cu tine? Ce are de câștigat dacă... Eu nu zic că nu e așa, dar nu mai știu cum ai gândit-o tu. În momentul în care eu am dat teoria asta, Bianca nu era în cunoaștere cu Ionuț. Nu era Ionuț pentru ea. Și ea însă felul următor. Pe, cronologic vorbind, pe toate faptele Biancăi, de până acum în emisiune. Am zis așa, că... Bianca face toate lucrurile astea să țină cumva persoanele la distanță care pot forma o relație tocmai pentru ca ea să, nu știu, știi. Am bine înțeles, că dacă... Bun, nu mai trebuie să continui aici, am înțeles. Ba da, pentru că dacă, de exemplu, tu cu Lorena te cuplezi, practic voi transmiteți emoții telespectatorilor, da, de acasă și automat puteți fi votați. Înțelegi? Corect, vă, da, poate susține lumea. Atât asta voi simt eu pe pielea mea deja lucrul ăsta, că împreună transmiteți emoții și chestii. E, așa e la fiecare. Așa poate și la mine și la Cristina. Așa poate, înțelegi? Că în momentul în care ești apropiat de o persoană, transmiți emoții. Și când transmiți emoții, ești votat de telespectatori, oamenii simpatizează cu voi ca și cuplu. Nici tu poate nu mai ești atât de rău, nici ea nu mai e atât de rea pentru, bă, că vă transmiteți... Bă, e adevărul, pentru că fără Lorena, lumea n-ar fi putut să-mi vadă cealaltă latura mea. Dacă iubitoare, nu era Lorena, nu? Toată lumea vedea... E mare, are mușchi. Și când te certai cu Lorena, ai văzut cum iese toată răutatea aia din tine, înțelegi? Și cam asta s-a întâmplat, că ea mereu și-a dat cu părerea, tot într-o notă negativă,
Și legat de Larisa George, Radu, Cristina, Lorena, ăla, tocmai să bage intris. Da. Înțelegi? Am zis asta de mult, adică da. Nu e... Eu nu cred că zic ceva cine e adevărat. Nici eu nu cred. Avem idee de joc. Avem idee. Hai că venim și noi la masă. Veniți. Are Cristina o idee de joc super tare. Hai să o facem. Aveți energie de la ceai? Da. Am băut o gură, cum mi-au venit ideile. Da. Hai. Bianca, oh. Lasă băieții. Tu, hai, Cristina, spune tu ideea. Deci. Fiecare dintre noi își va alege un băiat în mintea ei, dar un băiat la care nu e evident că tu o să-l alegi. Adică ceva neașteptat. Și să spui două, trei lucruri despre acel băiat, să ne lasă ghicim și la final să ne spui despre... Trei lucruri în...